În perioada 28-29 aprilie, cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este organizat Simpozionul Național de Pedagogie Creștină repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația biserică-familie-școală din contextul contemporan. Evenimentul este organizat de sectorul teologic educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte și va avea loc la Centrul Național pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din București. Practic este vorba de o temă consider de extremă actualitate, mai ales în contextul dezbaterilor care au existat privitoare la statutul ori de religie, la ceea ce înseamnă educația religioasă, la înscrierea elevilor pentru ora de religie și mai ales în contextul anului comemorativ dedicat Sfântului Ioan Gură de Aur, ne-am gândit să vedem în ce măsură, plecând de la teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, pot fi valorificate unele repere consistente, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur a scris foarte mult și a mărturisit foarte mult despre ceea ce uh, înseamnă importanța educației care este făcută atât în biserică, precum și în familie și în școală și să vedem, ne rămânând doar la o abordare de tip istoric, cum aceste repere ale unei teologii vii pot fi valorificate astăzi și astfel să dăm un răspuns la această problemă de actualitate. În cele șapte sesiuni de comunicări cu teme centrate pe importanța educației în familie, școală și biserică, simpozionul reunește personalități atât din mediul academic cât și bisericesc. Sunt invitați aici specialiști de la, din țară, de la diferite facultăți, de la diferite facultăți de teologie. Apoi avem totodată specialiști de la facultăți de psihologie și științele educației totodată l-avem invitat pe domnul profesor Ilie Bădescu de la Institutul de Sociologie al Academiei Române, la fel din, aso din partea Asociației Părinți pentru Ora de Religie, o să fie prezentă doamna Liana Stanciu, președintele acestei asociații, și considerăm că va fi un cadru, cred, foarte viu pentru nu doar pentru prezentarea referatelor, dar chiar pentru discuții. Simpozionul Național de Pedagogie Creștină se va încheia miercuri, 29 aprilie, cu vizitarea paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului și închinarea la moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur aflate acolo.